Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și al cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Dacă am citit primul psalm, vă invit din aceeași carte să rostim împreună o binecuvântare pentru Domnul, psalmul 28, versetul 6. Binecuvântat să fie Domnul care ascultă glasul rugăciunilor. Amin. Amin. Și tot din acest psalm, o urare pentru toți cei prezenți, specifică unei seri de evanghelizare, versetul 9, mântuiește, Doamne, poporul Tău. Amin. Și binecuvintează moștenirea Ta. Amin. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Amin. Amin. Dragii mei, vă invit să urmărim împreună cele scrise în acest psalm și să vedem ce are să ne spună Domnul prin acest prim capitol acestei cărți, cea mai lungă din carte de-a sfântă, Psaltirea, cum este numită în mod tradițional. Psalmul 1, care începe cu un cuvânt interesant și dorit de toți, ferice. Alte traduceri românești spun, fericit este omul. Cu siguranță că e vorba de noi. Vreau să observăm mai întâi din primele două versete ce nu este fericire și respectiv ce este fericire, sau altfel spus, falsa fericire și adevărata fericire. Și poate vă întrebați de ce această dublă situație. Pentru că în lumea aceasta există două chemări, două voci. Și cartea Eclesiastul le evidențiază prin chemarea înțelepciunii și chemarea nebuniei. De aceea, există posibilitatea să fim înșelați, dar există și binecuvântata stare de a fi fericiți, cu adevărat. În Cartea Proverbelor, cele două chemări sunt prezentate, citesc din capitolul 9, spunea Solomon aici, de la versetul 1, înțelepciunea, și a zidit casa, a pregătit masa pentru oaspeți și face chemare, versetul 5. Și veniți și mâncați din pâinea mea. Și anunță, versetul 6, lăsați prostia. Dar de ce sunt oamenii tentați, orientați spre prostie, spre nebunie, spre falsa interpretare a lucrurilor? Pentru că scrie de la versetul 13, nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale pe un scaun pe înălțimile cetății, ca să strige la trecători, la cei care merg pe calea cea dreaptă și cheamă. La ce? La minciună, la furt. Iată de ce începe psalmul cu această provocare. Nu te du, nu te așeza, nu te apropia, cum spune și în alte texte în proverbe. Pentru că ești îndemnat, ești provocat. Zilele acestea, trecând printr-un oraș, cine era în dreapta lângă mine în mașină mi-a făcut observația și am privit la o reclamă luminoasă referitoare la Scriptură. Printre altele spunea, degeaba știi să citești dacă n-ai citit Biblia, Cartea Sfântă este Cartea Vieții și altele care se schimbau, nu așa de repede ca cele din reclame să cumpărăm fără să gândim, ci mai lent ca să poți medita la ceea ce era inscripționat acolo. Dragii mei, sunteți și dumneavoastră sub aceste două provocări, tineri sau bătrâni?
Astăzi ne-am întâlnit cu un om care ne spunea ce experiență interesantă a avut când l-a chemat Domnul. Dar a fost în mintea lui o frământare de luni, de săptămâni. O șoaptă avea, un ecou, și tot în mintea lui era o altă provocare, insistent. Ce să facă? Și noi suntem conștienți că această luptă este în interiorul dumneavoastră. De aceea vrem să privim bine, așa, privite ca două coloane, la aceste două chemări, aceste două provocări, despre care, repet, Scriptura declară că una este falsă, una este adevărată, una este a înțelepciunii, cealaltă a nebuniei. Ferice de omul care scapă de provocările rele, care nu se duce la sfatul celor răi, sau chiar crede cineva că poate să fie fericit într-o discuție cu oameni răi? Oamenii răi nu pun la cale decât înșelătorii. Cei răi vor merge din rău mai rău, spunea Pavel în 2 Timotei 3, și vor înșela și pe alții. Dar știți care e tragedia oamenilor răi? Se înșeală și pe ei. Este ca în povestea aceea când trei oameni într-o pădure au găsit o comoară și nu au putut să o transporte până să se însereze. Dar le-a fost foame. Și o trimis pe unul în localitate să cumpere mâncare, între timp ceilalți doi s-au înțeles să-i dea în cap, să rămână ei cu comoara, să o împartă în două, nu în trei. Numai că diavolul a făcut o plimbare și cu cel ce s-a dus până la oraș. Și a dat și lui ideea să le aducă mâncare otrăvită. Și așa s-a făcut că el le-a dat mâncarea și ceilalți doi i-au dat în cap. Și seara, pe când se pregăteau să transporte comoara, au trebuit ei transportați pentru a fi înhumați. Pentru că asta e realitatea celor răi. Și nu poți să găsești fericirea între oameni răi. Scrie mai departe, nici măcar să nu te oprești pe calea celor păcătoși. Pentru că vei fi sedus și nu te vei întâlni cu fericire. Pe calea celor răi, fericirea nu are nici măcar o haltă de cum o gară, un popas cu adevărat unde să stai, să guști, să te odihnești la umbră, să bei un pahar de apă. Și cu atât mai mult scrie în finalul versetului 1, să nu te așezi pe scaunul celor batjocoritori, pentru că acum râd de altul și mâine vor râde de tine. Aș vrea aici să fac o provocare pentru cei tineri și pentru copii. Îmi pare mie că realitatea tehnologică din vremea noastră, lumea virtuală, are o corespondență foarte puternică în acest verset. Atât o conectare la internet cu pierdere de vreme pe Facebook, pe bloguri, pe alte forumuri, pe aceste șezători din satul planetar, sau a sta în fața unui televizor să asculți, să vizionezi un show unde unii râd, alții îți bat joc și povestesc nu bune și nu frumoase. Vedeți că această realitate e atât de prezent. Nebunia în Vechiul Testament stătea în piață, că acolo s-adunau mai mulți oameni. Acum stă în aceste posturi de unde poate să-i conecteze și să-i rătăcească pe mult mai mulți oameni. Sau nu-i așa? O realitate despre care Scriptura afirmă foarte categoric că este înșelătoare, nu duce la fericire. Sau a găsit careva din cei care au seri una după alta în fața televizorului sau poate nopți petrecute în fața unui computer pe aceste rețele de socializare sau pe alte forme de provocare a răului, a găsit careva fericirea? Dacă a găsit-o, rog să mă aștepte la urmă, să nu le mai spun celalții ce n-ar fi adevărat. Numai că în momente de sinceritate va trebui să declarați, și dacă nu la alții, măcar pentru dumneavoastră, că fericirea nu se găsește pe această cale. Da. Fericirea nu se găsește pe această cale nici dacă ți se propune în asociere cu averea, cu bogăția. Ascultați-mă ce vă citesc din cartea Eclesiastul, capitolul 2. Solomon a fost un om fără egal în vremea lui, înțelept.
bogat, și și-a propus ceva ce era un maxim de atins în vremea aceea. Eclesiastul, capitolul 2, versetul 6, mi-am strâns argint, aur, cântăreți, cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, mulțime de femei, că nici acum altceva în plus nu este. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Așa cheamă nebunia, veniți că aceste ape sunt dulci. Și am lăsat inima să se bucure toată truda mea. Așa azi, așa mâine, a avut 40 de ani de domnie. Și la un moment dat, vă rog să mă imaginați, un reporter se apropie de Solomon și ia un interviu. Împărate, au venit oameni din toate țările latine, au discutat. Vrem și noi o declarație, suntem veniți de pe alte meleaguri. Am auzit că la Ierusalim este culmea veseliei, aici toate tacâmurile sunt de aur, voi aruncați argintul la gunoi. Ați adunat cântăreți, aveți aici un mobilier nemai întâlnit în vremea noastră. Cum o duci, maestate? Și declară Solomon, versetul 17, mi-am urât viața, căci nu-mi place ce se face sub soare. De ce, Solomon? Ce-ți lipsește? Din ce există, din ce-mi doresc, nimic. Numai că, declară el în același interviu, citesc de la versetul 25, cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el, adică fără Dumnezeu? Căci el, versetul 26, dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și lazura, bucurie. Ceilalți au piper pe prăjitură. Dar omului păcătos îi dă grija să strângă și să adune, dar fericirea nu i-o dă. Întorc două pagini din aceeași carte și vă citesc din capitolul 8, de la versetul 12. Măcar că păcătosul participă la show după show, și place să se distreze, să mănânce bine și să bea. Ce altceva caută oamenii pe pământ? Măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește în el. Eu știu, și asta vreau să vă învăț în seara asta, din cuvântul Domnului. Eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul și au frică de el. Versetul următor. Dar cel rău nu este fericit. De aceea Scriptura spune, nu te du pe calea celor răi, că nu te întâlnești cu fericirea, nici acum și nici la anul. Cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Și mă întorc la Psalmul 1 să vă citesc, recitesc versetul 2, că nu mai merită să vorbim de oamenii ăștia necăjiți și nefericiți. Avem ceva mai interesant de spus. Cum putem să fim fericiți? Scrie aici în versetul 2. Dacă vrei să te întâlnești cu fericirea, găsește-ți plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la legea Lui. Uite așa cum veți începe un curs intensiv de fericire în săptămâna aceasta. Dar nu numai seara. Luați și dimineața o porție de fericire. A întrebat odată un tânăr evreu pe un rabin, în saltire e scrisă, cugeți la lege zi și noapte, dar când aș putea să am un timp să fac altceva? Și rabinul i-a zis, vezi, găsești și tu un timp în care nu-i nici zi, nici noapte. Că recomandarea pentru zi și noapte, din partea celui ce a făcut ziua și noaptea, din partea singurului care cu adevărat fericit Dumnezeu Tatăl, este ca zi și noapte să ne îndelenicim cu cuvântul Său. Asta nu înseamnă că vom umbla tot timpul cu Scriptura în față și când suntem la volan și când mergem pe drum și când lucrăm, nu. Citim numai când avem ocazia. În rest, știți ce facem? Cugetăm. Ne vin în minte și le păstrăm cu bucurie. Sau crezi că vei fi mai fericit după ce cugeți la ce s-a anunțat la un telejurnal? Ia încerc. Fă probă. Și vezi când vei fi mai fericit.
Dragii mei, fericirea care Dumnezeu o propune nu este una abstractă. Nu trebuie să fii mistic, adică să intri în meditație, în transă, ca să gusti fericirea. Nu! Este ceva la îndemâna oricui. Poți să o gusti de dimineața până seara și de seara până dimineața. Dar n-am cum să ți-o explic ce gust are până nu vei gusta tu din ea. E greu de gustat? Nu, trebuie să faceți pelerinaje, nici mătănii, să citiți în Biblie. S-a dus la un medic, o doamnă, și i-a spus: am mare temere cu privire la sănătatea mea. Nu mai am somn, ziua nu sunt liniștit, am încercat să iau și medicamente, am supărări, depresii și toate celelalte ce se asociază. Medicul, un bun creștin, cunoscându-i fișa, trecutul ei în plan medical, cunoscându-i familia, a zis: am rețetă pentru dumneavoastră. Nu, eu vreau să mă trimiteți la specialist. Nu, întâi îți dau eu o rețetă și apoi te trimit unde vrei. Timp de o lună de zile să citești, și i-a dat o porție de citit din Biblie. Și i-a zis: vă bate joc de mine? A spus: nu. Vă rog, urmați tratamentul, dacă între timp acuzați mari dureri, veniți și vă fac o trimitere. Și a reușit să o convingă și femeia a început să citească din Scriptură și dimineața și la amiază, măcar de 3 ori pe zi, nu? Că și de mâncat nu uităm să mâncăm, așa? Și a citit și a citit și îi se părea tot mai interesant și voia să citească mai departe. Și seara după ce a citit, a văzut că poate să doarmă. Vă dați seama, după ce omul se odihnește, ziua următoare este apt pentru muncă. Nu mai doare cap. Și după vreo 3 săptămâni vine la medic și spune așa ca românul: să-ți dea Dumnezeu sănătate și ție, domnul doctor. Eu am crezut că am cancer. Avea ea o formă de cancer, dar era la suflet. Că toți oamenii care nu folosesc Scriptura ca alimentație pentru suflet sunt foarte vulnerabili să se îmbolnăvească și în final să moară, chiar prematur. Sau și până atunci să-și târâie viața, dar sub nicio formă nu sunt fericiți. Veți face proba aceasta. Veți primi rețeta aceasta. Era în apusul continentului cu ceva timp în urmă, în vremea lui Benjamin Franklin, în Franța. A venit el din America și la o conferință, și știți că francezii, cu iluminismul lor și cu teoriile lor, au disprețuit Biblia. Și la un moment dat, el în timpul conferinței a făcut referire la Biblie. Și unul i-a zis: asta ține de evul mediu. Acum trăim altă perioadă istorică. Dar pe parcursul lucrărilor conferinței, el a prezentat într-un mod interesant un episod din Scriptură, din Cartea Rut. O cunoașteți? Poate vă întâlniți, vreți să ajungeți în rai, vă întâlniți cu Rut și o să vă întrebe de povestea ei. O văduvă care era și săracă, a trebuit să plece din țara ei și a vrut să-L cunoască pe Dumnezeul care a dictat această Biblie. Și s-a întâlnit cu un bărbat care i-a urat să o crotească Dumnezeu în viață. Și a ajuns fericită, o mamă veselă. Și când a prezentat pe scurt acest episod, într-una din pauzele conferinței se apropie un francez de el și spune: domnul Franklin, din ce roman ne-ați prezentat episodul acela, că eu am cam citit romanele vremii, dar n-am găsit? La care el spune: din Biblia aia care voi nu vreți să o apreciați. Da. Biblia asta n-au apreciat-o nici oamenii de afaceri care au intrat în criză. Biblia asta nu pricep să o aprecieze nici familiștii care se ceartă. Biblia asta uneori nu și să o citească bătrânii ca să-și facă bine testamentul. Biblia asta nu și să o citească tinerii ca să știe cum se căsătorească. Și chiar copiii, aș spune, că se știe cum să se joace. Că Biblia aceasta e pentru bebelași și pentru moșneci, pentru fete tinere și pentru bărbați de carieră. Biblia aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, cel viu și dătător de viață.
Nu-i grea lecția din seara asta. Cât să coste o Biblie? La o librărie creștină să o cumpere? Poate că și ai, nu? Mai că unii n-au știut la ce-i bun. N-au știut cum să o folosească. Dar mai că eu vă îndemn să nu o folosiți împreună cu rețeta înțelepciunii, cu rețeta nebuniei. Nu dați un episod de o oră la televizor și după aceea o jumătate de oră de citit Biblie. Nu le amestecați așa. Apă tulburi cu apă curată. Nu o să iasă nimic bun. Faceți o cură sfântă și citiți Scriptură. Și veți vedea că e cea mai frumoasă carte de istorie, e cea mai interesantă prognoză pentru viitor, e, cum spunea un frate și mi-a plăcut explicația aceasta, predicat din Apocalipsa 10. Știți ce scrie acolo, așa, ca idee, vă amintiți? Zicea fratele, Apocalipsa 10 este un plastore pe care îl pui pe piept când începi să ai palpitații. Acolo apare un înger cu o statură imensă, cu un glas de tunet, ridică mâinile spre cer și jură spre cel ce a creat toate lucrurile. Că se va auzi o trompetă ca un al șaptelea sunet, moment după care se vor împlini toate promisiunile scrise în cartea aceasta. Și când te temi că îmbătrânești și încă n-ai ajuns să calci cu piciorul rai, și când poate ai probleme cu familia sau poate ești bolnav, când citești Apocalipsa 10, parcă auzi mai puternic decât fanfara din seara asta și vei spune, Dumnezeu se apropie, Domnul vine și răsplătirile vin împreună cu El. Dumnezeul nostru stăpânește pentru vecii vecilor, slăvit să-i fie numele. Vă îndemn să gândiți la ceea ce v-am spus. Pentru că spune Scriptura aici, este o comparație interesantă, versetul 3, un astfel de om care se îndeleșește cu Scriptura și renunță la provocările nebuniei, la distracțiile care lumea le oferă, la vorbele fără sens, fără rost, la plăcerile din lumea asta care, dați-mi voie să vă spun, n-au nicio valoare. Numai că până n-ajungi să guști din cele sfinte, nu-ți vine a crede. Da? Cunosc o familie originară din zona Făgăraș, actualmente sunt în Italia. Sora, femeia din casa aceea, când era fată, s-a îmbolnăvit, medicii mai dădeau doar un scurt timp de trăit. Ea era nepocăită, cum obișnuim să spunem. Avea un prieten. El și-a dat seama că ea va muri, dar a zis că o abandonează după moarte ca să-i facă trecerea mai ușoară. A iubit-o, am spune noi. Numai că ea avea un unc credincios care a anunțat la adunare să se roage frații pentru ea, a luat legătura cu ea, a venit și ea la adunare, a fost cercetată, i s-a părut interesant cuvântul Domnului, poate și boala a ajutat-o să fie mai atentă și Dumnezeu s-a îndurat de ea și a dat zile, trăiește și în zi de azi. Dar acum a apărut o problemă, prietenul ei, dacă era sănătoasă, vroia să se însoare cu ea. Dacă era bolnavă, aștepta să o îngroape. Dar acum nici nu murea și nici nu mai era ca înainte, că se pocăise. Ce să fac? Să mai păstrezi o relație cu ea sau să o abandonezi? A venit și el la adunare și la primele întâlniri cu Evanghelia n-a prins gustul. Ea deja era atras. Începe să citească în Biblie. Avea și experiență cu Dumnezeu. La care el o mai roagă o dată să meargă cu el la o petrecere cu colegii. Știu că nu dansezi, știu că nu bei, așa de rămas bun. Ea a stat undeva liniștită, așa cu teamă, că s-a mai dus odată acolo. El a vorbit cu unul, a băut, a dansat cu una, așa. La un moment dat s-a trezit ca dintr-un vis. Se așează acolo lângă ea pe scaun și zice, eu n-am înțeles până acum. Și vezi pe ea doi care beau împreună. De fapt, ea sunt niște dușmani. Eu știu cum să batjocoresc unul pe altul. Vezi, ăla dansează cu aia, dar aia trește cu ăla. Ăla trește cu aia. Asta e viață. Asta e gust. Până să plecăm. Timp în care
un prieten de-a lui, îl vede acolo, stă singur, pare să trist. Păi, ce s-a întâmplat? I-a jignit cineva? Cum? Și ăsta, foarte îndrăzneț, convins de acum, zice, băi, cu voi nu e în regulă. Cum? Eu mă duc la pocăiți de acum. Doar n-ai nebunit. Adică vrei să spui că voi sunteți înțelepți? Și îi spune câteva din situațiile, ipostasele care vi le-am amintit. N-a priceput celălalt. Dar el s-a ridicat și a luat prietena și a zis, de acum la adunare cu noi. I-am întâlnit după câțiva ani o familie fericită, care au prins gustul vieții și care așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, știi ce rezultă când trăiești viața conform Scripturilor? Ești ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, adică viața are pentru tine sens. Tu te bucuri și până nu ești căsătorit. Știi apoi cum să te comporți în familie. Dacă ai mai mult, dacă ai mai puțin în viață, pentru că viața are urcușurile și coborușurile ei. Dar toate au sens, toate capătă valoare. Altfel, dacă nu îți bazezi viața după cuvântul lui Dumnezeu, vei fi nemulțumit de oamenii politici, de felul în care merge economia, de realitățile sociale, vei fi nemulțumit de evoluția stării tale de sănătate, te vei supăra când începe să-ți albească părul, vei avea probleme atunci când cineva te va supăra, îți va fura bucuria. Știți, hai să vă spun un alt episod interesant din Biblie. Era unul al doilea după rege și îi plăcea să se laude că nu-i altul ca el mai apreciat și mai bogat ca să se dea o lege după capriciile sale, a fost în stare să doneze la bugetul statului o sumă mare. Dar într-o zi a fost chemat cumpăratul la un dineu oficial, o masă specială. Regina l-a chemat numai pe împărat și pe el. Și întreia împăratul pe regină, auzi, dorești ceva din ai oferit masa aceasta? Și ea îi spune, mâine din nou voi doi veți fi invitații mei. Pleacă acasă, fericit, minune mare că zici că e coregent. Numai că la poartă vede pe unul care nu-l salută, făcând din mătănia necesară. Și știți ce spune Scriptura în Estera 5? A plecat acasă supărat. El n-avea bilet de voie să iasă cu fericirea din palat. El fericirea nu putea să o ducă acasă. Și seara s-a dus la sfatul celor, i-a făcut sfat cu nevasta și cu alți prieteni. Măi, ce să facem? Hai să spânzurăm mâine dimineață un om ca apoi la mea să am poftă de mâncare. Așa a spus. Numai că Dumnezeu dimineața l-a plimbat puțin, poate își revine. Nu și-a revenit. Știți episodul? Și când a ajuns pe când să mănânce mai bine, i s-a pus un nod în gât și puțin mai târziu un laț. A mai suflat odată și gata. A murit spânzurat în aceeași zi. Pentru că fericirea nu-i a celor răi. Fericirea este a celor ce se tem de Domnul și asta înseamnă țin cont de cuvântul său în orice împrejurare. Ei pot să aducă roadă. Asta înseamnă că vor face față nevoilor vieții ori și când. De ce să fie în familie? Ei își pun încrederea în Domnul. O situație limită, sărăcie să fie. Ei se bizuie pe Dumnezeul lor, care nu îi lasă niciodată pe ai săi. Ei sunt ca un pom care nu va avea frunze veștejite și este foarte bogată în imagine ceea ce scrie în Ieremia 17 în privința aceasta, ca să vedeți, de fapt, doar un punct vă arat ce decurge din cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Cunoașterea lui însăși Dumnezeu, o relație cu El, o prietenie, El îți devine Tată, tu ești Fiul Lui prea iubit. Ascultați-mă ce vă citesc, Ieremia 17 la versetul 5. Așa vorbește Domnul, comunicat din cer.
Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Adică e blestemat cel ce își ghidează viața după principii omenești și nu după cuvântul lui Dumnezeu. Este ca un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea. Dar ce au văzut venind fericirea, cei ce s-au bazat după ideile lui Karl Marx și Friedrich Engels? Au fost fericiți? Ați citit dumneavoastră despre un mare despot comunist care a încheiat cu bine viața? Nu există niciunul. Vreun imperator roman a fost fericit pe patul morții? A fost fericit în viață? Niciunul. Citiți-le analele. Locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitor. Cântăreții de rock și toți ceilalți sunt fericiți? Știți că există așa numit grup acelor, grupul 27. Adică foarte mulți din acești cântăreți nu pot trece de vârsta 27 de ani. Sunt fericiți actorii? Vai și amar de fericirea lor. Nu sunt în stare să stea cu o nevastă nici până să crească un prunc, să meargă la școală. Pentru că nu au fericire. În schimb, scrie aici în versetul 7, binecuvântat să fie omul. Oare numele tău ar putea figura aici? Binecuvântat să fie Ion, binecuvântată să fie Violeta. Ar putea figura numele tău aici? Care se încrede în Domnul. Dar nu, să nu îndrăznească cineva să spună eu mă încred în Dumnezeu, dar nu cred ce scrie în versetul cu tare. A te încrede în Dumnezeu înseamnă a lua pe Dumnezeu pe cuvânt, potrivit cu ceea ce este scris. Asta înseamnă a te încrede în Domnul. Vă rog să mă imaginați că sunteți într-o sărăcie mare. Adresați o scrisoare la un prieten de la București care stă bine și el vă trimite o scrisoare cu o adresă bancară, cu tot ce trebuie și noastră citiți care-i contul, tot spune, nu cred, măi. Dar eu am unul în care mă încred, e tare la București. Dacă te încrede în adresa care ți-o trimis-o ca să poți să scapi de sărăcie. Când deschideți Biblia, să știți că vă vorbește Dumnezeu cu drag ca un tat. Dar în același timp când vă ispitește nebunia, să știți că vă vorbește Dumnezeu cu un ecou mai puternic decât cel de pe muntele Sinai. Zice în Evrei 12, luați seama, ca nu cumva să nu luați aminte la cel ce vă vorbește din cerul, slăvit să-i fie numele. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Domnul, căci este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcine spre râu, nu se teme de căldură când vine, frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Și asta v-am spus înseamnă vei face față la toate problemele vieții, mărit să fie Domnul. De aceea zice David, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Da. Aveți asemenea experiențe? Păi trebuie să le aveți, excepție situațiile în care v-ați îndoit. Situațiile în care neîncrederea în Domnul și-a pus amprenta pe dumneavoastră. Și cine se îndoiește, capătă ceva de la Domnul. Temă pentru acasă, eventual, să citească mai bine și să creadă. Pentru că trebuie să-L credem pe Domnul și asta ne va ajuta. Știți că singura mențiune în dreptul lui Daniel când a fost în groapa cu lei și acelor trei prieteni ai săi când a fost în cuptorul foc este următoarea. De ce au fost izbăviți? S-au încrezut în Domnul. Și asta înseamnă să ridice o mână în sus și Dumnezeu să lase una în jos. Astea două să se întâlnească, să-ți încălzească inima și să-ți rămână picioarele pe stâncă. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Dar ce vă spun de acum e mult mai interesant. Că ați purtat Dumnezeu de grijă în viața asta, e ceva. Dar asta e maxim de 100 de ani. Ascultați-mă ce vă citesc de aici din Psalmul 1, ceea ce scrie în finalul versetului 3. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Și textul curge în continuare, că versetele au fost scrise la 2000 de ani după ce a fost scris psalmul. Atunci a fost așa, o curs așa într-una, ca să crezi totodată. Nu tot așa este cu cei răi? Dragii mei, v-am spus că cei ce nu știu unde să caute fericirea și sunt înșelați de nebunie,
O caută la diferite emisiuni, la diferite activități, în diferite localuri. Cred că dacă ar avea mai mult, ar fi fericit, deși Domnul a spus-o că viața nu stă în belșugul cuiva. În viața aceasta, cei ce le-au pe Dumnezeu pe cuvânt, sunt fericiți și fac față oricărei situații. Ei nu intră în criză. Și dacă e căldură, lor nu li se usucă frunzele. În gura lor nu vei găsi cuvinte deznădejde. Vai, ce vom face? Cum a zis robul lui, slujitorul lui Elisei, vai, Domnul meu, ce voi face? Și numai atât a zis, Doamne, deschide ochii ca să vadă. Și când a văzut, ce s-a întâmplat? Cred că a ridicat mâinile în sus. Trebuie să le ridicăm și noi și să slăvim pe Domnul. Să știm unde să ne găsim fericirea. Dragii mei, unii nu știu că fericirea se găsește la adunare și nu știu că fericirea poți să o afli acasă la orice oră. E scris că bărbații pot să ridice spre cer mâinile în orice loc? Păi scris. E scris că poți să te rogi acolo în odăiță la tine și Dumnezeu să-ți dea încredere în El? E scris. Dar dacă sunt doi sau trei? Eu raportez asta la nivel de familie, bărbatul, femeia și copiii, dacă încep să vină, dacă i-a dat Domnul. În Banat este un frate care are mai mulți copii, peste 10, și nu pierd vremea cu activități din astea batjocoritoare, lumești. Și a venit la ei o mătușă din județul Neamț, de unde este el originar, și îi zice, măi, dar voi ce faceți seara? Dacă voi nu vedeți un film, nu aveți o distracție, voi ce faceți seara? Și îi spune, mătușă, acum de seara rămâi la noi și vezi, povestim de seara. Și seara, familie mare, vă aduceți instrumentele, glasuri formate, cu repetiții zilnice, încep să cânte, bucurie, tata spune experiență și începe mătușa să plângă. La voi e mai fain ca la televizor. Păi și normal, la noi e live tot. La noi nu-i poveste, ăștia nu se prefac. Și acum trăim într-o societate de oameni nefericiți. Spunea un specialist în domeniu că în America merg tineri la psihologi, la psihiatri și întreabă, oare eu ce ar trebui să fiu, mascul sau femelă? Vă dați seama unde au ajuns nebunia în lumea asta. Zice, oare eu ce aș fi din genele mele, homosexual sau heterosexual? Nu știu pe ce lume trăiesc. Altă dovadă ar fi că consumă droguri. De ce? Se guste și ei nițică fericire. Și ei nu știu că asta poate să fie dobândită full time, ziua și noaptea. Doamne, fă să prindem gustul acesta. Și vă spuneam că ce e mai interesant e sfârșitul, ca și până un altă să mai dozează ei și mai uită de năcazuri. Dar sfârșitul, că la sfârșit când mori te poți doza să nu te mai doară după ce mori. Dacă și-ar lua ceva doză de droguri să-și ia la înviere, când o să-i pună la stânga, ca să nu simtă durerile iadului. Dar pentru asta nu există morfină. Viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Sfârșitul interesant la cei ce au Biblie. Că Biblia îți povestește de oameni care au trecut prin diferite situații, dar Dumnezeu i-a ajutat. Dar toată Biblia are un țel. Toate se îndreaptă spre cuvinte pe care noi le rostim în frumoasa rugăciune Tatăl nostru. Doamne, vie împărăția Ta. Facă-se, Doamne, voia Ta în cer și pe pământ. Adică se coboare fericirea aia de rang ceresc și în viețile noastre și să ne cuprindă pentru vecii vecilor. Ce frumos scrie în cartea profetului Isaia, capitolul 35, versetul 10, referitor la cei ce merg pe acest drum, nu pe calea celor păcătoși, ce țintă binecuvântată, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce, vor merge spre Sion, o țintă eternă, o bucurie veșnică le va încuruna capul, veselia și bucuria îi vor apuca. Iar durerile și gemetele, că mai avem noi câte un jung, mai îmbătrânim și noi, vor fugi. Și vor fugi încât nu va mai rămâne loc nici de lacrimi, nici de întristare. Pentru că cel ce adeverește aceste lucruri și face toate lucrurile noi, cum scrie în Apocalipsa 21, e Domnul nostru. Pe care ni-l descoperă această carte. Nu așa va fi sfârșitul celor răi. Chiar și aici pe pământ, ultimele clipe ale vieții arată încotro e înclinat copacul și destinul, ce miros și ce soartă are fiecare om. Dar poate că uneori
trăiți în momente de ispitire. Și vreau să vă citesc cele scrise în Psalmul 73. Într-o vreme, aproximativ cu cea în care a fost scris acest psalm, a trăit un om al lui Dumnezeu pe nume Asaf. Și el scrie de la versetul 1, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Și o mărturisim și noi. Totuși, studiind ca noi în seara asta Psalmul 1, ni se pare că nu-i chiar așa. Uite, noi suntem credincioși și mai întâmpinăm câte o problemă, nu? Și cei necredincioși, uite că mai este câte unul care moare bătrân. Am mai, uneori așa, parcă m-a surprins biografia unor atei care au trăit 90 de ani. Da, ce să spun, că în vechime au fost oameni răi. Vă rog să vă imaginați cât a trăit Cain, ucigașul fratelui său, dacă de-abia l-a omorât un strănepot de-a lui de la 6-a generație. Trăit mult, nu? Zice David în Psalmul 37, cere sunt cosiți ca iarba, dar ca unul conștient că răul nu moare dacă a început primăvara pe toamna, mai dă acolo o imagine interesantă. Zice, m-am uitat la cer rău și se întinsese ca un copac verde. Dar și se scrie mai departe. Când am trecut a doua oră pe acolo, venisele la defrișări. Nu l-am mai văzut. Bancă spune Scriptura că nu-i lasă nici ramură, nici rădăcină. Și ascultați în ce zbatere sufletească a fost Asaf. Adică se gândea, Doamne, chiar eu sunt mai fericit pentru că sunt credincios și mă ghidesc după cuvântul tău decât alții care nu țin cont de Dumnezeu. Scrie aici în versetul 8, râd, vorbesc cu răutate, se duc la sfatul celor răi, se opresc pe calea celor păcătoși, habar n-au. Ce știe Dumnezeu? Versetul 11, ce-ar putea să știe Dumnezeu? Adică îl interesează pe Dumnezeu cât am băut eu și la ce filme mă uit eu și ce povești și minciuni spun eu. Așa se încere versetul 12. Totdeauna fericiți. Măi, stai, dar nu se contrazice cartea psalmilor. David a spus că nu-i fericit omul care e rău și ăsta spune că-s fericiți, bancă totdeauna. Adică el a zărit acele momente care par foarte contrastante și de neînțeles. Și zice aici de la versetul 16, m-am gândit la aceste lucruri. Pentru că eu am întâlnit situații de oameni care s-au pocăit, s-au izbit de greutăți și au zis, nu se poate. Înseamnă că ceva nu e în regulă. Dar Dumnezeu n-a făgăduit că dacă vă veți pocăi, nu veți avea junghiuri până la 80 de ani. Și că veți avea întotdeauna de la 3 feluri de mâncare în plus. Știți ce a făgăduit Domnul la ucenicii săi? Că nu se lase singur niciodată și că la sfârșit o să le dea o fericire care acum nu încape nici în capul nostru să o gândim. Dar Dumnezeu ne va supradimensiona și ne va da atunci fericirea deplină. Și zice Asaf, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Dar zadarnică mi-a fost ruda. A văzut numai clișee pământești. Până am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și, iată, se ajunsese cu predica la punctul ăsta. Am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Deci zici că e ca la potop. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Pentru că cei răi n-au final, zicem Psalmul 1, sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Și acum scrie în versetul 23, eu însă sunt totdeauna cu tine și asta aș vrea să vă încredințez că dacă vă dați inima Domnului, Domnul vă ia de mână. Și nu vă lasă niciodată. Nici la spital? Nu. No. Nici la tribunal? Zice Pavel în 2 Timotei capitolul 4, toți m-au părăsit, n-a rămas credincioși în sala de judecată, însă Domnul a stat lângă mine, binecuvântat să fie brațul care ne poartă. Dar și dacă pe pământ ar trebui să suferiți, vă rog să vă gândiți, dragii mei, ce final vă promite Dumnezeu și ce țintă prezintă cartea aceasta binecuvântată pe care v-a recomandat să o citiți. Spune el aici, nu doar că eu sunt totdeauna cu tine pe pământ, Domnul ne asigură protecție, providența sa,
ne are în vedere. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Să vă ajungă Dumnezeu la starea asta. Să nu vă placă nimic altceva decât cuvântul, dar dincolo de cuvânt, să vă îndrăgostiți de Domnul Iisus, de Dumnezeu Tatăl. Și apoi, în versetul 26, carnea și inima pot să mi se prăpădească. Fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele, partea mea de moștenire, iată cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine. Și finalul psalmului 73 e geamăn cu începutul psalmului 1. Ajunge Asaf și David la aceeași concluzie. De-a Domnul să ajungem și noi toți. Da, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Și asta nu poți decât prin Scriptură și prin rugăciune și cântând spre slava Domnului. Și depărtând de lucruri rele, nu mai pierdând vremea pe acolo. Pe Domnul îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale, Dumnezeu să vă ajute. În Arad avem un frate în biserică, fratele Șoni, care după ce i s-a pocăit nevasta a mai stat nepocăit 20 de ani. După aceea a început să vină și el la adunare. I se părea câte ceva interesant din Scriptură. Dar avea el mofturile lui și băga de vină la unul la altul. De la o vreme am văzut că este tot mai des prezent la adunare. S-a înscris la cateheză, s-a botezat, l-am vizitat, avea o Biblie mare, nouă, o ținea așa învelită pe masă, citea cu mult respect din ea. Numai că lângă masă, pe o altă măsuță, televizorul. Spunea, eu trebuie să urmăresc și emisiuni, eu vorbesc cu oamenii, stau de vorbă în parc, acum sunt pensionar, eu trebuie să fiu la curent, și cu una și cu alta. A venit vremea stăruinței și Domnul nu s-a grăbit să-l boteze cu Duhul Sfânt. În timpul stăruinței a făcut un infart, a scăpat ca prin minune, s-a speriat, s-a apropiat capătul, sfârșitul de care vorbim noi. L-am vizitat și spune, frate, plângând, am terminat cu televizorul, la ce-mi trebuie televizor? Să văd cum e pe lumea cealaltă, n-arată. Am rămas numai cu Biblia. Dar ce mă fac că n-am pe Duhul Sfânt? Cum maghiar se exprima corect, ce mă fac că n-am pe Duhul Sfânt? Și a venit la stăruință și într-o seară s-a îndurat Domnul de el și i-a dat Duhul Sfânt. Până atunci el se ruga românește, pe maghiară, atunci lepădase limbele astea și le știa bine. Dar a fost ceva interesant. După ce s-a potolit ca din vorbirea în limbi, tot la rugăciunea aceea a primit Duhul Sfânt un alt bătrân, un român, fratele Ardelean Petru. Pocăit și el la bătrâneți, fiu de mamă pocăit. S-au îmbrățișat amândoi și plângeau. Și s-a apropiat fratele Liviu Mureșan de mine, că el știu, și spune, Iosif, tu l-ai cunoscut pe Șoane în urmă cu 20 de ani. Nu. Să-i fi dat milioane, nu-ți pupa un român. Zice, uite că nu-i poți desface. Plângea și când am întâlnit mai departe, îmi spune, frate, Dumnezeu și-a făcut milă de mine, mi-a dat din Duhul Lui, m-a făcut moștenitor, n-am decât o singură pasiune, citesc și mă rog. Și îmi zice, am fost la Cluj, am un cumnat general în rezervă, am dus pe doi nepoți să-i cânte, am luat eu Biblia, să-i citesc, cânte și după ce a cântat, întreb, ți-a plăcut cumnat? La care zici, da, e artistic. Mă, eu nu ți-am adus de artiști, că artiști sunt alții. Eu am crezut că tu gândești la ce cântă ei. Zice, n-am prea înțeles. Și zice, măi, cumnate, știu că ai doi pumni de diplome și de medalii, doi pumni de medalii. Când mor, dăm cu ele peste tine în groapă sau le ducem înapoi acasă la nevastă? A, păi, la sfârșit, la ce mi-ajută stelele mele de general? Faceți ce vreți cu ele, că doar știu că după vreme tot le aruncați. La care fratele nostru îi spune, vezi, asta am vrut să te fac să înțelegi. Eu am îmbătrânit, dar mie de acum stă viitorul în față. Ce frumusețe! Când alții își pregătesc cripta, tu să visezi la palatul din cer. Nu-i tot așa cu cei răi. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă. Întuleream într-o zi în cimitirul din Arad și traversându-l cu
un frate sau o soră depus la odihnă, am trecut pe lângă cripta profesorului doctor Luzica Mihuț. De ani și ani, rectorul Universității Aurel Vlaicu, și m-am uitat, săraca, unde își mută birou. De fapt, nu își mută birou. Nu știu dacă se îmbălsămează sau nu, sărmană. N-are viitor. Nici măcar nu scria ceva acolo de dimineața învierii. Că toți murim. Dar zice în Evrei 11 că unii suntem în căutarea unei patrii și vorbim despre asta deslușit. Și visăm la ceea ce urmează. Dumnezeu să pună credința aceasta în toți. Amin. Pentru că spune Scriptura aici în Psalmul 1, vreau să mai fac doar o singură observație. Cei răi nu vor putea ține capul sus în ziua, dar știți de ce? Nu vor putea cei răi, cei care n-au viitor și se vor trezi în fața sentinței divine ce se va pronunța cu dreptate. De ce nu pot ține capul sus? Pentru că vor fi conștienți de vinovăția lor. Îi va durea sufletul și un om trist, nu-i cu capul pe sus. Puteam să fiu salvat. N-am crezut ce-i scris. Am amânat. M-am lăsat după alții. Distracțiile m-au făcut să nu mă gândesc serios la cele scrise. Spune Scriptura aici și aș vrea asta să fie un test pentru dumneavoastră. Că oamenii răi, cei care nu se pot bucura de viață numai cu doze de băutură sau de anestezice, în timp ce alții fac show. Cei răi care n-au final, știți unde se pot detecta? În adunare. Nu pot ținea capul sus în adunare. Asta nu înseamnă neapărat că își bau capul în bancă, cum mai face câte un copil care și-o scăpa mașinuțele pe acolo. Adică nu au entuziasmul, încrederea și siguranța că așa este și că lucrul acesta e valabil și pentru ei. Spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor că Pavel era arestat. Și un demnitar roman pe nume Felix, de fapt nu Felix, vă citesc din capitolul 20 și... Da, Felix, scuzați, 24, mă gândeam dacă nu-i succesorul său Festus, când i-a vorbit Pavel, ascultați care a fost predica, nu știu dacă din Psalmul 1, dar același subiect, despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare. Vorbea arestatul, cu fruntea sus, că știa că la judecată trebuie să steie frumos, că trebuie să se așeze coroana, nu? Zice, mi-o va da Domnul ziua aceea. Și ăsta care acum avea sceptrul în mână, îngrozit a zis, de data asta du-te. Când voi mai avea prilej, te voi chema. N-a putut să reziste la predica aceea. Eu v-aș dori, dacă nu astăzi, mâine, dar măcar până la sfârșitul săptămânii, numai că bine ar fi în ziua cu pricina, să n-amânați, să puteți să ridicați capul sus și să spuneți, Doamne, puneți mâna peste mintea mea, ajută-mă să te pricep, dă-mi credință să cred în viața viitoare. Vreau aici în adunare să stau cu inima plină de pace și să mă bucur, să știu că ce se citește în cartea asta e drept și valabil și pentru mine. Să știu că sfârșitul meu va fi bun și că la înviere, în ziua judecății, cum spune un vers, atunci când toată lumea se va îngrozi, tu să știi că Dumnezeu ți-e tată și tu ești fiu și te-a chemat să intri în moștenirea eternă. Cercetați-vă, frați și surori, și vă propun încă ceva. Scria ultimul verset din Psalm, că și Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, așa-i? Rugați-vă ca David, care se ruga în Absalom, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă? Cercetați-vă dumneavoastră, dar spun în plus, lăsați raza Duhului Sfânt să vă cerceteze.
Și dacă nu e așa, dacă nu vă găsiți toată plăcerea în lucrurile sfinte, nu lăsați să vină un moment de criză, că atunci veți avea îndoieli. Cercetați-vă acum. Și Domnul la care locuiește lumina, fie ca să o prindă în întunericul vieții tuturor, sau să înlăture ceața și vălul din dreptul tuturor. Și nu uitați, calea păcătoșilor duce la pieire. Adică, vor zice unii, dar uite că încă o duc bine. Nu-s la capăt. Capătul e rău. E rău. Să recapitulăm și să ne oprim aici. Ce am învățat împreună din acest psalm? Că există riscul să fim înșelați și să ni se propună fericiri iluzorii. În lucruri rele, în distracții păcătoase. Însă în această seară, Cuvântul Sfânt, înțelepciunea divină, ne-a chemat să ne îndreptăm spre Dumnezeu, izvorul de viață și de fericire eternă. Și vom vedea că în viață vom putea să facem față oricărei situații, dar ce e mai frumos, noi ne îndreptăm spre adevărata viață. Slăvit să fie Domnul! Maranata, Domnul nostru vine! Și se va instaura fericirea deplină! Testul vi-l veți da în săptămâna aceasta. Veți avea serenitate în fața Cuvântului Sfânt, în adunare veți avea bucurie, vă veți bucura când vi se va zice, se va anunța programul pentru săptămânile care urmează. Toți cei care au viitorul asigurat se vor bucura ori de câte ori li se va zice, haidem la casa Domnului, să stăm cu fruntea sus și să ne lumineze Domnul. Și atunci chiar dacă vei îmbătrâni, îți va suna în minte versul, sparge în bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă și privește în Scriptură slava care te așteaptă. De aceea noi nu plângem trupul care e descompus, căci Părintele cel veșnic ne învie prin Iisus. Rugați pe Domnul să vă cerceteze și rămâneți în așteptare, că la cei ce sunt ai Lui finalul bun, iar la ceilalți finalul va fi real, dar nefericit. Domnul să vă păzească. Amin.